În data de 13 septembrie, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș a sărbătorit Ziua Pompierilor din România. Astfel, la reședința Inspectoratului s-au desfășurat mai multe activități în prezența oficialităților locale. În cadrul festivităților au fost avansați în grad pompierii militari care s-au evidențiat în activitate, obținând rezultate deosebite și au fost premiați câștigătorii concursurilor sportive dedicate acestui eveniment. Invitații la manifestare au putut vedea echipamentele de intervenție și cele mai noi autospeciale intrate în dotarea unității. Unitate pentru onor spre dreapta! Doamne prefect, cadrul inspectorat este pregătit pentru festivitate. Să fim ajutor inspectorul șef, să puteți părere de acum. Bună ziua, domnule prefect, domnule președinte, stimați invitați, dragi colegi. Astăzi e 13 septembrie 2019, mai punem un an peste cei 170 de la bătăria din Dealul Spirii, ziua devenită zi aniversare a tuturor pompierilor din România. Cu acest prilej am invitat astăzi alături de noi reprezentanții instituțiilor din județul Călăraș, oameni cu care ne coordonează și oameni cu care conlucrăm extraordinar în toate situațiile de urgență pe care noi le-am gestionat. De pe acum vreau să le mulțumesc dumnealor pentru sprijinul pe care ni l-au acordat de-a lungul timpului, pentru că suntem un județ care n-am fost ocolit de situațiile noastre de urgență. Și încep prin a-i da cuvântul domnului prefect al județului, domnul George Iacob, să ne adreseze câteva cuvinte și să citească cuvântul doamnei prim-ministru a României. Vă rog, domnule prefect. Stimați pompieri militari, dragi salvatori, 13 septembrie este un prilej de mândrie, pentru că îi sărbătorim pe unii dintre cei mai apreciați și îndrăgiți angajați ai sistemului public, pompierii. Lumea, în general, dar și România vremurilor noastre, se confruntă cu numeroase situații de urgență, iar dumneavoastră sunteți mereu în mijlocul acțiunii, ca salvatori. În cei 171 de ani de existență instituțională, prin acțiunile dumneavoastră curajoase, ați reușit să ștergeți multe lacrimi și să umpleți sufletele de recunoștință. V-ați luat angajamentul pentru un prezent stabil și un viitor mai sigur. Un angajament care ne pune pe noi ceilalți la adăpost în vremuri turburi și în situații neprevăzute. Sunteți un scut stabil și puternic pentru societatea civilă și este nevoie de contribuția fiecăruia dintre noi pentru a vă putea întoarce mereu acasă, alături de cei dragi, în siguranță și nevătămați. Guvernul României este alături de dumneavoastră. Alocăm resurse financiare necesare unei bune funcționări a instituției și facem eforturi pentru asigurarea condițiilor cât mai bune de pregătire, dotare și echipare. Adresez rugămintea domnului președinte al Consiliului Județean Călăraș, domnul Vasile Iliuță, să ne spună și câteva cuvinte din partea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule comandant. Luna septembrie, două evenimente importante, numai ale județului, ale României, începutul de an școlar și ziua pompierilor. Să vă spun la mulți ani, să vă mulțumesc pentru ce faceți pentru județul Călăraș, pentru cetățenii județului Călăraș și cred că numai în echipă putem să reușim. Suntem prezenți, încercăm să dotăm cu nevoile pe care dumneavoastră le-ați solicitat către Consiliul Județean, suntem în proiecte comune pentru dezvoltarea și pentru a asigura siguranța cetățenilor județului Călăraș. Pentru toate astea vă mulțumesc, la mulți ani, pompieri! Adresez rugămintea și doamnei dr. Gheorghiță să ne spună și dumneavoastră câteva cuvinte. Bună ziua, încă o dată la mulți ani, dragi pompieri, să avem o zi și să aveți o zi, la fel ca această zi, frumoasă din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc tuturor pentru tot sprijinul acordat. Urgența pentru noi reprezintă prioritatea.
dar fără dumneavoastră nu se poate face nimic. Toți suntem o echipă, suntem meniți aici să salvăm vieți, să ajutăm oameni și pentru asta avem nevoie de multe resurse, atât ale noastre, cât și ale dumneavoastră și ale autorităților. Mulțumesc de sprijin, la mulți ani și să aveți o zi frumoasă ca aceasta. Bine, încă o dată doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, domnilor prefect, domnule prefect, domnule președinte, dragi colaboratori, pentru încă o dată pentru sprijinul și colaborarea pe care o avem în fiecare zi și încă o dată colegilor, la mulți ani, la mulți ani familiilor, mai ales familiilor care știu cât de greu le este în momentul în care suntem plecați la intervenții, unele dintre ele foarte dificile, complexe și cu un risc extraordinar de mare la care participăm. La mulți ani, multă sănătate și multe bucurii în viață, să discutăm așa mulți ani de acum încolo, sub un soare încălzitor cum este astăzi.